și eu pot să muncesc. Este un proiect organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara în parteneriat cu alte instituții și are ca scop promovarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. Astăzi, la sediul Inspectoratului Școlar, a avut loc o întâlnire între reprezentanții mai multor instituții, antreprenori dispuși să angajeze persoane cu dizabilități și beneficiari direcți ai acestui proiect. Este vorba despre acțiunea Și eu pot să muncesc. Este o acțiune în luna mai, destinată lunii, știm că luna mai este luna economiei sociale. Ne dorim interacțiunea cu angajatorii. O să vedeți că sunt angajatori în sală dornici să ocupe un loc de muncă de către o persoană cu dizabilități. Ne dorim să avem o interacțiune și să-și facem cunoscute drepturile, obligațiile, drepturile angajatorilor, facilitățile care le sunt oferite conform legii 76 pentru a angaja persoane cu dizabilități. Avem în sală beneficiari ai proiectelor noastre, tineri cu dizabilități, persoane care au ocupat un loc de muncă. Dorim să avem o sesiune interactivă de comunicări și să fie spre binele tuturor celor care participă astăzi la eveniment. Cred că România avea în ultimii ani a început să înțeleagă cu adevărat acest fenomen al implicării persoanelor cu dizabilități, persoanelor atipice în societatea economică. Și pentru asta trebuie să înțelegem toate perspectivele. Vorbim o dată de perspectiva instituțională, a autorităților care trebuie să-și facă treaba și să sprijine persoane atipice să aibă anumite skillset-uri și anumite abilități pentru a putea să muncească. Noi trebuie să înțelegem și percepția și perspectiva factorilor economici, a companiilor, organizațiilor economice și mai departe, care trebuie să le găsească o nișă potrivită pentru ceea ce pot să facă. Sunt oamenii noștri, colegii noștri, seminii noștri și trebuie, cred că, cu toții să ne dăm tot interesul și să vedem ca să putem să integrăm în societate, ca să-i putem integra în câmpul muncii și ca să putem să le facem viața cât mai ușoară. De noi depinde, de forțele noastre, de gândurile și de ideile noastre și ar trebui ca toată energia noastră să o putem canaliza în această direcție. Și noi, din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, avem mai multe proiecte legislative prin care vrem să încurajăm angajatorii să lucreze cu persoane cu handicap. Reușim cu siguranță. Să reușim și anul acesta, prin programul Startup Nation, să vină cu o componentă socială extrem de importantă. De asemenea, pe partea de turism, turismul adaptiv este o componentă importantă și vrem să ajutăm antreprenorii să-și adapteze condițiile de cazare pentru a putea încuraja și persoanele cu handicap ca să poată să viziteze țara noastră și ca să putem atrage și persoane din alte țări, bineînțeles. Organizăm acest eveniment în cinstea tinerilor și a copiilor cu dizabilități. De ce? Pentru că și ei trebuie să aibă o șansă și trebuie să aibă o șansă, să aibă un drum al lor, unde să se simtă, să spun așa, valorizați. Fiecare copil, indiferent de gradul lui de handicap sau de dizabilitatea pe care o are, poate fi pus în valoare atât cât în funcție de potențialul lui. Da, în evidențiile de GASPC Hunedoara sunt în jur de 20.000 de persoane adulte cu dizabilități. Majoritatea se află în familie. Un număr de 320 de persoane au măsură de protecție în cadrul centrelor noastre rezidențiale. Mai sunt și persoane vârstnice aflate în cadrul căminelor private. Dar astăzi este un eveniment în care, împreună cu Agenția Județeană de Ocupare și Formare și cu Inspectoratul Școlar, încercăm să arătăm că aceste persoane trebuie integrate în câmpul muncii, pe lângă faptul că trebuie să le acceptăm cu toții. O mică companie care are profil de tipografie și intenționez, dacă găsesc persoane interesate, să notez numele lor și să le fac o invitație la sediul firmei, unde, dacă se confirmă că pot lucra în cadrul companiei, atunci ne putem încheia un contract de muncă. Încurajați și pe ceilalți să facă același lucru? Pe toți ceilalți care li se potrivește, sigur că da. Da. E important să aduci persoane cu dizabilități în societate, să nu rămână izolate.